Aproape 200 de angajați ai Societății de Termoficare din Oradea au protestat chiar în fața sediului CET. Salariații cer majorarea salariilor cu 20%, acordarea unui ajutor la plata energiei electrice și informații clare dacă vor urma sau nu disponibilizări. Negocierile dintre reprezentanții muncitorilor și angajator au eșuat. Colegii noștri, sunt mai multe doleanțe, se negociază de către niște reprezentanți ai noștri cu conducerea termoficării. Sunt într-adevăr și niște revendicări salariale, sunt niște restanțe salariale de 2 ani de zile. Vrem doar să fim informați. I-am spus cele 3 revendicări care le avem. Le-am spus așa. În administrația publică au crescut salariile cu 20%, vrem și noi 20% în grilă. Vrem să avem ajutor energie electrică. Vrem ca bonurile de masă să fie conform cele date de lege. Nu obligatoriu, adevărat, la 150 de lei și mai discutăm. Nu, distorsionează discuția, nu vrea să discute, a început să jignească. Muncitorii de la CET Oradea insistă acum ca în mijlocul lor să vină primarul Ilie Bolojan. În cazul în care edilul nu va dori să-i viziteze la locul protestului, oamenii spun că vor porni în marș către primărie. Protestatarii au anunțat că în cazul în care revendicările lor vor fi ignorate, vor opri activitatea CET-ului, iar orădenii vor rămâne fără apă caldă și căldură.